știu că eu am mai reacționat la videoclipuri de la acest băiat. Băiatul ăsta are foarte, foarte multe videoclipuri în care prinde aceste creaturi, like Cartoon Cat, Siren Head, Cartoon Dog, pe cameră. Prinde aceste creaturi pe cameră, nimeni nu-l crede de el, tot încearcă să le filmeze și să le posteze pe YouTube. Și noi o să vedem asta în episodul de astăzi. Nu uitați de like și haideți să-i dăm drumul cu reacția. Sunt chiar foarte, foarte curios cum o să sune piesa, bro. N-am ascultat-o până acum, am văzut că, bro, are 2,5 milioane de vizualizări, trebuie să fie o piesă, bă, măcar decentă. Și știu că băiatul ăsta face treabă bună. Deci uitați-vă, bro, Killing the Vibe, Spotify și Apple Music, deci o piesă oficială, man, uai, cât de mișto, hai să vedem. Deci o piesă oficială. Asta este băiatul. După cum vedeți, acum explorează o casă. Oh, shit! Ok, bro, bă, cât de mișto e piesa. Da, videoclipul, uite, vă rog, cum face cu mâna cartuche. Deci, bă, deci videoclipul e foarte, foarte mișto. E ceva de genul, o să fiu, stai, să vedem aici. Will I be scared of the Cartoon Cat again? O să mai fiu vreodată speriat de Cartoon Cat? Când o să facă o altă mișcare, asta cred că e refrenul. Will I be scared of the Cartoon Cat again when he makes another move, my friend? Ok, bro, ok. Oh, și ce, că aleargă spre mine de parcă mă vrea mort, bro. Ok, asta e destul de ciudat, hai să vedem. Da, ceva m-a lovit foarte, foarte tare în cap. Oh, cred că ăsta e refrenul. Cartoon Cat, Killing the... Mamă, bro, că e de mișto de tot. Mamă, dar uitați-vă că în tot videoclipul, cred că Cartoon Cat îl arancă pe ăsta. Imaginează să nu știi ce este adevărat sau fals. Cartoon Cat omoară vibe-ul. Imaginează să... Deci, bro, asta nu știu care e refrenul, ori asta, ori ălălalt. Aici zice, imaginează să nu știi ce e bine sau rău. O fi că se referă, bro, la Cartoon Cat, că poate în adânc cu ei, bă, e o ființă bună, știi ce zic? Dar omoară tot ce prinde. E totul în capul meu, vedeți, v-am zis că el... Toată lumea zice că e doar în capul lui. Deoarece mă simt mort. Uitați-vă, aici se bate cu băiatul ăsta care e Lighthead, cred că îi zice. Ce, că știi cum e să visezi, bro? Cum? Băiatul ăsta e destul de ciudat, hai să vedem. Ce, că nu te recunosc. Deci ăsta e refrenul. Will I be he makes another move, my friend. What am I dead? Deci, bro, e asta, că ceva m-a lovit foarte, foarte tare. Dacă o să mai fie frică de Cartoon Cat. Ok, stai că acum vine altă parte. It's always different when he comes. Întotdeauna este diferit când vine. Dar este la fel când termină, bro. Bă, da, el vine în anumite ipostaze. O să reacționăm și după ce terminăm piesa. O să vă arăt și un videoclip ca să înțelegeți despre ce este vorba. Să înțelegeți mai bine videoclipul piesei. Cartoon Cat o să-ți distrugă ziua, cred că viața. Diseară. E tot în capul meu. Știi cum e să visezi, bro? Băi, mișto piesa. Deci, pe bune, e chiar foarte, foarte mișto. Vă dați seama că vocea băiatului, cel puțin după părerea mea, este super editată. Bă, sună bine, știi zic, dar e super, super editată și pusă efecte pe ea foarte, foarte multe. Doar că noi trebuie să ne uităm foarte bine la videoclip, bro, că despre asta e vorba, despre Cartoon Cat. Uitați-vă acum se bate cu cine? Cu Sarahead. I be scared of Cartoon Cat again when he makes another move, my friend. Ok, băi, să fac și o piesă, deci băi, mișto de tot. Băi, aici se bate cu Cartoon Dog. Băi, mișto piesa, chiar e foarte, foarte mișto. E totdeauna diferit când vine, deci ăsta e un fel de bridge pe piesa, adică ăla e refrenul și ăsta e it's always different when it comes. Mama, îl prinde pe ăsta în casă, ce face? Mama, bro! Cat will ruin your day. Ok, și aici s-a terminat, guys. Vreau chiar acum să dați o notă acestei piese. Bă, vă zic sincer,
Nu mă așteptam să fie piesa chiar așa de mișto. Bă, 100%. Acum hai să dăm două note teoretic, pentru că avem o dată, ne trebuie o notă pentru piesă și o dată pentru videoclip. Videoclipul încă de la început știam că o să fie unul de nota 10, că o să vedem foarte multe fragmente de astea de clip cu Cartoon Cat în viața reală, însă de piesă nu știam ce să zic. În opinia mea, guys, piesa e de nota 9. Nu pot să zic că e cea mai mișto piesă pe care am ascultat-o, dar e foarte, foarte tare, și videoclipul de nota 10. Însă, după cum am zis la începutul clipului, haideți să reacționăm și la acest videoclip numit, fiți atenți, Cartoon Cat was hiding in the closet. Cartoon Cat se ascundea în dulap, bro, care este foarte, foarte ciudat. Este un videoclip, băi, e fix ca la Life of Luxury, știi ce zic? Adică sunt mai multe camere într-o casă și îl vânează pe Cartoon Cat ăsta. V-am mai zis chestia asta. Hai să uităm la clipul ăsta ca să înțelegem mai bine ideea music video-ului, pentru că dacă îmi dai o seama, dacă ați observat la final acolo, Cartoon Cat l-a mâncat pe ăla, adică teoretic el a murit la final. După cum vedeți, o cameră secretă, filmare pe 5 martie 2021, la ora 19:05. Oh, mamă, bro, băi, dar ce m-am speriat, frățiorul, dar asta nu era în clip, hai să vedem. Mamă, se uită urât pe mine, ok, a închis asta, se duce la frățiorul ăsta acum. Ok, acum asta aude, vede, și asta de fiecare dată când aude asta, pornește camera, bro, pentru că nimeni nu-l crede, și ce zic, cam asta e ideea. E Cartoon Cat. Again. Nu din nou. Hello? Hello? Is anyone there? E cineva acolo? Mamă, vreau să-l numeam mare geam, să sar acum. Hello? Întotdeauna camera la mine. No one ever believes me. Și că niciodată nu mă crede nimeni, v-am mai zis asta la începutul clipului. Hello? Hello? Mamă! Mamă, bro. Ok, se ascunde în baie. Bă, dar e fix faza din videoclip. Se ascunde în baie și acum vine asta, mamă. Să vedem, dar poate scapă aici sau poate face ceva. Hai, frățiorul, fii tare. Ok. Sună la 112, cred. Mamă, ai grijă, frățiorul, ce zic. Mamă, ai grijă, țără. Bro, vine. Mamă, mai sunt 7 secunde până se face ora 8. Cred că fix la ora 8 intră. Ai grijă, frățiorul. Aia, s-a făcut ora 8. Ajutați-mă. Bro, ajutați-l. Bro, ai grijă. Mă rog, așteptă-ți, mamă, bro! Multe filmări. O să vedem cum atacă și el, cum se comportă și toate chestiile astea. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal, să facem cât mai multe like-uri la clipul ăsta, guys. Și tot odată să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul dacă încă nu ați făcut-o. Haideți să trecem la videoclip. Chiar acum, guys, puteți vedea pe ecran, avem primul clip cu Cartoon Dog, da? Așa arată Cartoon Dog. Este o cameră de supraveghere care îl filmează cum el crește noaptea. Este din nou de la băiatul ăla care are niște videoclipuri foarte, foarte mișto. Haideți să vedem despre ce este vorba. Totodată avem și o filmare în care el se luptă cu Cartoon Cat și cu Cyanhead. Deci uitați-vă la clip pentru că este foarte, foarte mișto. Haideți să începem, guys. Deci uitați-vă, bro, acum face. Mi se pare genial. Bro, seamănă efectiv, gen, seamănă așa de mult cu personajele din desene, bro. Adică hai să zicem că, bă, Cartoon Cat parcă mai arăta cum mai arăta, bă, dar ăsta seamănă cu personajele din desene, bă, maxim, gen, adică, bă, e fix ca un câine din desene. Însă se vede clar, gen, seamănă și foarte mult cu Cartoon Cat, adică se vede clar că este un fel de frate sau abar n-am ce este din punct de vedere al gradului ereditar. Ok, deci frățiorul nostru a auzit ceva. Ce s-a auzit? Ok, ci că se aude un sunet super, super ciudat. Hai să vedem, se vede de acolo. Ok, uitați-vă, bro, și butonul de la YouTube, Jesus, am și unde ăsta. Păi ăla e cam micuț. A, nimic, bro, bun. Unde a plecat? Unde a plecat frățiorul nostru? E sus? Acolo e un om?
Bro, ia uite-ți-vă acolo sus. Bro, ce chestia aia? Bă, oricum, bă, castle-ul ăsta e super ciudată, bro, adică voi vedeți cât de micuț e butonul ăsta de la YouTube. Să mă arăbeți, zici că e cât un telefon. Voi vedeți, e micuț rău, bro, pentru că am și eu unul, bro, și nu e așa micuț. Ok, și chitara asta e bună, dar nu înțeleg cine e acolo sus în dreapta, dar hai să vedem până la urmă ce se întâmplă. Am dat mai în față, uitați acolo, bro. Why did it sound like something was in there? Ok, deși că s-a auzit că e cineva înăuntru. Ai, bro! Bro! S-a închis în baie. Oh, oh my god. Oh my god. Bro! Mamă, dar voi vedeți, bro, cum arată. Bă, efectiv, e genial. Bro, uitați-vă, gen, cum arată. Adică se vede, bro, că e cu gen, e cu carton cheie acolo. Grad, cum îi zice, rudiditar sau cum îi zicea, bar nu am. Bun, asta e la următorul videoclip, guys, care se numește Cartoon Cat Hiding in Storage Room. Uitați-vă și la asta, bro, cum arată. Bă, bă, e real, bă, ce e asta, frate meu? A luat camera. Ok. Frățul nostru e speriat rău. Ce-i, frate, calmează-te. A auzit foarte multe sunete în casa lui. One is here. Și știu că este aici. Cine e aici? Ok, bro, a pus sala, dar acum nu mai e. A pus mâna pe aia, dar acum nu mai e. Și ca să nu vorbim prea tare. Mă rog, vorbește nimeni. Bro, bate la ușă. Foarte mișto videoclipurile astea. Băiatul ăsta e un editor video genial. Hai să vedem. Bro. Bro, ce se aude? O să vede pe camera de supraveghere? Nu cred. Ce? Ce s-a auzit, bro? That's the door. That's the door. S-a auzit ușa, dar pe asta nu s-a auzit nimica. Ci că a plecat. Nu cred că a plecat, bro. Like, a trebuit să vedem, bro, ceva. Nu cred că a plecat, man. Ok. Bro. Bro, ce se face? Oh, uite-l pe al meu, bro. Și ce s-a terminat. Ok, guys. Hai să trecem la următorul videoclip pe care bănesc că l-ați așteptat foarte, foarte mult. Respectiv, Cartoon Cat versus Cartoon Dog. Like, pe bune asta. Chiar sunt curios. Știți că gen Cartoon Cat, din câte știu, ați văzut, nu știu dacă ați văzut videoclipul ăla, dacă nu trebuie neapărat să-l vedeți. A fost un videoclip în care Cartoon Cat se bătea cu Siren Head și, cum mi spune, Cartoon Cat a reușit să-l învingă pe Siren Head, chiar dacă la început Siren Head a scos un sunet și Cartoon Cat și-a pus mâinile așa, bro, și nu mai avea ce să facă. După i-a aplicat o corecție, o dreaptă și n-a mai puțin nimic. Hai să vedem acum ce se întâmplă. Ok, deci văd că băieții stau aici în pustietate, nimica. Ok, să uităm acolo. Ce arată foarte, foarte nașpa locul ăla. Foarte nașpa locul ăla. Bun, hai să vedem ce o să găsesc în locul ăsta, bro. E un loc bântuit. Bro! Uite-l pe Cartoon Dog! Bro, l-a văzut! Ok, stai că acum fuge și acum trebuie să vină și Cartoon Cat, gen, să se bată, nu? Ok. Chiar sunt curios, frățiorii mei, ce să se întâmple. Hai să vedem. Bro! Bă, da, voi vedeți cum intră ăsta, bă, nu-i ca și Cartoon Cat, bă, voi vedeți cum intră ăsta, gen ăsta, bă, niciodată nu vine așa către tine, totdeauna intră pe mai multe chestii, pe mai multe planuri, bă, da.
că nu o să se bată cu Cartoon Kid. Bro, nu vedem nimica momentan. Bro! Buia, mamă, ce a dat-o să moară frații mei! Check this! Se aplică o dreaptă! Ce mare, mare picior! Buia! L-a rupt să moară frații mei! Și Cartoon Kid a câștigat, băieți. Dacă vă întrebați cine mai... mișto de Cartoon Kid și Cartoon Dog. Bă, mie îmi place mai mult Cartoon Ghost, sincer. Deci vreau, cum zice, la finalul videoclipului să scrieți la comentarii care vi se pare mai șmecher, Cartoon Kid sau Cartoon Dog. Ok, hai să și la următorul videoclip, guys. Unde? Fiți atenți, deci rețineți chestia asta. Chiar dacă Cartoon Kid l-a bătut pe Cartoon Dog, Cartoon Kid l-a bătut și pe Cyanahead, da? Hai să vedem acum dacă Cartoon Dog, dacă Cartoon Dog pierde și în fața lui Cyanahead, cred că... Cred că îmi schimb părerea și mai place de el. Hai să vedem. Uitați-l pe frățiorul nostru, bro. Definitely. Ok. I should probably go cuz a trebuit să fugi, bro. Ok, deci o să pleci. Acum trebuie să vină Sirenhead să iauzel. Și poate să se bată în trei, bro. Hai să vedem. Bun. Let me try to tell you a story as quick as I can. Ok, o să stea aici să fac o fel de fotografie cu el. Uite-l acolo, bro. Nu vreau să mă vadă, dar trebuie să vină Sirenhead, bro. Dacă vine Sirenhead, are ce treabă el. Hai să vedem. Bro, hai să vedem. Cine crezi că câștigă? Că o să câștige, bro. Eu cred că o să câștige frățiorul Sirenhead. Știți, având în vedere... Sau, adică nu știu ce o să câștige pentru că Cartoon Kid a bătut pe amândoi. Ce zic? Adică acum e bătălia slabilor. Hai să vedem. Wow, he's gone? Are you going to tell me that? Și că a plecat, bro. Bă, da, oare, bă, voi vedeți? Bă, unde e locul ăsta, mă? Bă, ce-i cu... Bă, voi vedeți chestia asta, gen, adică... Bro, ce-i chestia asta? Mișto cu nimănui, adică... What? Ia, ia, uite. Bro, ce-i chestia asta în mijlocul pustiului, adică... Unde se întâmplă acțiunea asta, bro? Că e super, super ciudat. Don't tell me. Și că nu-mi spune că vine după mine. Ok, el fuge. Că spune peste două ore, cică. Ok, un update. A mers pentru câteva ore ca să nu prinde Cartoon Dog și s-a oprit înapoi aici. Bro, dar nu se mai bat și ei doi odată, bro. Chiar vreau să văd. Hai să vedem. A vrut să prind chestia asta pe cameră. Hai să te văd, bro, ce ai vrut să prinzi pe cameră. Chiar sunt curios. Ia uite-l, bro! Hai, frățiorul meu! Wow! Mamă! Buia, boi, ce a făcut Dante, mă! Holy shit! Nice! Băi, ce mișto a fost chestia asta. Bă, l-a rupt pe ăla, băiți. Acum... Având în vedere că, na, Cartoon Kid ați văzut, dacă v-ați uitat exact la filmarea cu Cartoon Kid și cu Cartoon Dog, ați văzut că Cartoon Dog a fost luat prin neașteptate de Cartoon Kid, deci n-a fost destul de corect, guys. Aceste videoclipuri au fost făcute de Horror Shunks, aveți link-ul în descriere, genul ăsta care face videoclipul de astea în scop de entertainment. Și totodată, guys, vreau să scrieți chiar acum la... Ce cam, am început să râziți pe Sirenhead. E foarte, foarte ciudat, bro, ci că vine Sirenhead. Bro, ce se aude, săracu! Bro! Uai, deci uitați-vă, Sirenhead, deci Sirenhead e mai puternic decât Cartoon Kid, voi vedeți? Că are strunetele astea și Cartoon Kid își pune mâinile, ia să vedem ce câștigă. Cartoon Kid a câștigat. Ce vine după el? Oh. Oh my god, guy, uai, cât de mișto e chestia asta, băi, ați văzut că cel Cartoon Kid l-a bătut pe Seren, dar am zis că Seren e mai puternic, că să Seren hembănuiesc că nu poate să lovească, având în vedere că are 20 de kg, teoretic, e foarte, foarte slab, dar am văzut că Cartoon Kid s-a ținut super, super bine, nice, hai să continuăm. De data asta e foarte, foarte diferit, deci e pe câmp, îl aute pe Sirenhead, îl aute și pe Cartoon Kid, și pe Lighthead. Aude trei creaturi, nu știu ce zona a lumii chestia asta unde se aud astea barna, hai să vedem. Bro,
Uai, ce-i cu... Bro, ce-i cu orașul ăla? De ce-i în mijlocul nimănui? What? E în mijlocul pustietății. Bro, bro! Uite-l pe al nostru! Mamă, cât de mare e. De fiecare dată când văd pe Siren Head, mă vede. O să vină după mine. De fiecare dată. De fiecare dată. Ok, băi, ăsta de asta... L-am mai văzut înainte. Și uite pe Lighthead. Unde e? Unde e, bro, că nu văd? Unde e? Bro! Ce chestia asta? Hai să mergem după Cartoon Cat. Sunt sigur că l-am auzit la început acestui videoclip. Ok, mi-e super, super ciudat videoclipul ăsta. Ia. Ia să vedem, bro. Bro. Bro, dar de ce nu-i nimeni în oraș? A, uite o mașină. Ok, toate astea la A3. Deci băiatul ăsta e un editor video super, super mișto. Foarte interesant de videoclipurile. Bro! Nice, la Cartoon Cat Auto se bate Siren cu Lighthead. Bro, what? Ce se întâmplă? Asta fuge. What? Ce se întâmplă, man? Cum se bată ăștia? Ești nebun? Ce mișto. Ok, ce face acum frățiorul meu? Bro? Unde suntem? La Marijike. A, la Marijike, băiți, am mai văzut videoclipul ăsta când s-a întâlnit cu Cartoon Cat. S-a dus aici și s-a întâlnit aici cu Cartoon Cat. Am mai văzut videoclipul ăsta. Dacă vă aduceți aminte, dacă v-ați uitat la clipurile mele, știți că l-am văzut aici pe Cartoon Cat. Uite, fix aici, hai să dăm la partea când s-a văzut. Ia uite-l, bro! Deci, vă mai arăta chestia asta. Ok, acum fuge frățiorul nostru. Bun, hai să vedem acum ce se întâmplă. Mamă, dar unde e, bro? Unde găsește locațiile astea super, super ciudate? E în munți. Mamă, bro, voi vedeți cât de mare e, Jesus. Deci, mamă, uai, deci cât care aia e, 100 de metri, așa, sincer, acum. Adică, voi vedeți că acolo, teoretic, ideal, munte, abaram ce e acolo, bro, dar asta e mult, mult mai mare. What the fuck e chestia asta, bro? Ce naiba, ok, hai să continuăm. Bro, ce chestia asta? Ia uite, bro, cum dansează! Bro, ce tare! Merg, uai, și se bate, face mișcare, dar uai, că de mișto! Uai, ce mișto e chestia asta! Ia uite, pe fețul ăsta, că a ajuns mai... What? Bro! Jesus! Ok, acum e noaptea pe drum. E noaptea pe drum momentan. Deci momentan nu se întâmplă nimica. Bro, se aude ceva. Ok. Ok, deci e noaptea pe drum. Nimica momentan. Hai să vedem. A parcat aici. Bro, se aude ceva. Bro, cum ar fi gen ca un copac de asta de fapt să fie Sanahen gen și să iasă așa vreodată, gen, nu să fie un copac, să fie pe post de copac, gen. Ar fi super, super ciudat. Ok, aude muzica asta, super, super ciudată, bro. Și că, oh my god. Bro, ce se aude? Bro, se aude cineva din spate. Cine e? Frățiorul nostru! Fugi, bro! Mamă, ce mișto! E frățiorul nostru, Siren Head! Fugi, bro! Hai să vedem ce se întâmplă! What? Cine-i ăsta? Bro, cine-i ăsta? Cine-i băiatul ăla? Ok, am auzit un articol despre Siren Head. Și că a citit un articol despre Sanahead, cum să-l, gen, să se joace cu el, adică să fie prietenos cu el. Și sunt atât de stupid să cred.
Și iar acum o să încearcă să se împrătească cu Sirenhead. Hai să vedem. Ok, hai să vedem. O să mă urmezi. Cred că ăsta este el. Acolo poate, hai să ne uităm. Nu, 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 nu e acolo, ok. Cred că vine de aici, bro, da, așa cred și eu. Nu vreau să-l, cum zice, să-l pierd. Ok, acolo îți faci, bro. Nimica suspect până acum. Ok, s-a auzit de acolo, bro, ceva. Bro, se iasă de după ăsta? Uitați-l, bro. Bro. In the article, I read that you need to pull up 5 fingers for him to believe you're friendly and you don't want to be harmed. Okay. Ok, guys, deci fiți atenți, așa, un mic de-asta, e ca să vă bătiți vreodată cu Sirenhead, ci că să ridicați 5 degete, să ridicați 5 degete ca să știe că ești prietenos și că nu vrei să fii rănit. Hai să vedem. Let's try it. Last time it didn't work out and he came. Da, hai să vedem. Bro! N-a mers. N-a mers deloc, după cum ați văzut, adică n-a mers deloc, hai să vedem. N-a mers deloc schema cu 5 degete. Hai să vedem acum, bro, ce se întâmplă. Dacă schema cu 5 degete n-a mers deloc, să vedem acum dacă merge asta. Bro? Ok. Nimic a suspect până acum. Bro, ce se aude? Bro? Wow! Mamă, dar ce mare e, bro. Bro, doi, voi! Ești la Excelan! Știi ce s-a închis videoclipul ăsta, nu? Da, știi ce s-a închis videoclipul. Ok, guys, cam atât a fost cu clipul acesta. Foarte, foarte mișto. Aștia, seara, era și cartoon. Okay? Dacă mă vezi să facem episod, de ce nu uitați să apăsați butonul de like. Ne vedem mai pe seară cu un nou videoclip. Eu am fost Marusian, cu v-am pupat pe toți, pa, pa!